În ciuda reclamelor cu văcuțe fericite, trebuie să știți un adevăr pe care aveți multe motive să-l priviți cu neîncredere, din cauza educației sau a campaniilor publicitare. Laptele este un aliment total nesănătos. Vă dau câteva argumente expuse de specialiști. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția mamelor să nu-și rănească bebelușii cu lapte de vacă, deoarece conține proteine greu digerabile și prea mult sodiu și potasiu. Alternativa este cel vegetal. De altfel, la baza multor formule de lapte stă soia. Mai aveți însă la dispoziție laptele din mei, nuci, migdale, susan și câne, pe care pot asigura nutrienți caracteristici celui matern. Laptele de soia conține proteine, calciu, vitamina D și nu are colesterol. Laptele de orez este bogat în carbohidrați, are mai puține proteine și conține calciu și fier, iar cel de migdale asigură necesarul de calciu, antioxidanți, potasiu, magneziu și mangan. Nu în ultimul rând, laptele de susan este bogat în calciu, cupru, magneziu, fier, omega 6, vitaminele B și E. Laptele de vacă nu este recomandat nici măcar pentru hrănirea pisicilor și câinilor, dimpotrivă, iar oamenilor le poate provoca mari neajunsuri. Pentru digerarea lactozei, organismul trebuie să folosească lactază, o enzimă pe care organismul o produce doar în primii ani de viață. Școala de medicină de la Harvard a studiat laptele animal și analizând informații din 42 de țări, a ajuns la concluzia că anumite tipuri de cancer, precum cele de prostată, sân și ovarian, pot fi puse în legătură directă cu laptele. Și acum țineți-vă bine. Un alt studiu american demonstrează că laptele nu numai că nu asigură calciul necesar oaselor, ci face exact contrariul. Calciul are efect antiacidifiant, iar pentru alcalinizarea organismului, după ce laptele i-a provocat aciditate, organismul folosește exact calciul din oase. Laptele animal provoacă afecțiuni ale stomacului, colonului, durere articulare, boli de inimă, obezitate și alergii și încă ceva. Vaca dă lapte numai când alăptează. În rest, este vorba despre o exploatare pe care animalul o respinge, încărcând negativ informația genetică a laptelui. În concluzie, luați calciu din alte surse. Omenirea evoluează și pentru a ține pasul cu ea trebuie să devenim mai deschiși la a înlătura din obișnuință ceea ce ne scurtează viața. Aceasta a fost pastila de sănătate de astăzi. Sunt Alexandra Păcuraru și vă aștept în continuare pe Facebook. Nu uitați să iubiți natura cu voce tare!